Parlamentul European a adoptat astăzi rezoluția privind statul de drept în România, prin care Forul European se declară profund preocupat de revizuirea legislației judiciare și penale din România. În document este criticată și intervenția forțelor de ordine în timpul mitingului diasporei din august și îndeamnă autoritățile să nu dezincrimineze corupția în rândul funcționarilor de stat. Parlamentul European mai arată că întrucât există o dezbatere continuă cu privire la rolul Serviciului Român de Informații și o pretinsă ingerință a SRI în activitatea sistemului judiciar din România, solicită întărirea controlului parlamentar asupra serviciilor de informații. Forul legislativ al Uniunii Europene își exprimă îngrijorarea în această rezoluție și față de restricțiile politice aplicate libertății presei și față de propunerile legislative care ar incrimina denigrarea României în străinătate și ar reintroduce defăimarea în codul penal. Rezoluția a fost votată cu 473 de voturi pentru 151 împotrivă și 40 de abții. Documentul nu cere nicio sancțiune concretă pentru România, doar invită Comisia Europeană să monitorizeze atent acțiunile întreprinse de autoritățile din țara noastră.